găsit, prieteni, vă spune ca de obicei Claudiu Sav alături de Alexandru Mic. De data aceasta ne aflăm în comuna Jucu, nu departe de Cluj, pentru întâlnirea din etapa a 12-a din seria 9 a Ligii a 3-a dintre Sănătatea Cluj și Corvinul Hunedoara. CS Hunedoara, așa cum încă se denumește clubul nostru, înaintea unei partide care poate aduce albalbaștilor victoria cu numărul 11 din campionat. Vreme destul de rece, ceața s-a mai ridicat cei drept de azi dimineață, de când am ajuns aici alături de băieți, pregătiți de startul acestui joc din runda cu numărul 12. În tur, cele două echipe s-au întâlnit la Hunedoara, iar Corvinul s-a impus atunci doar cu 2-0. Spun asta doar pentru că doar două echipe au plecat fără să încaseze mai mult de 3 goluri de la Hunedoara, Sănătatea Cluj și Avântul Reghin. Acea întâlnire însă din tur venea după un succes în Cupa României împotriva celor de la CSC Schellenberg, un succes obținut la loviturile de departajare. Dar am rostit deja numele celor două echipe, o să trecem repede în revistă și cele două formații. Florin Maxim începe astăzi, iată e și fluier de început al acestui meci, începe astăzi cu Denis Moldovan în poartă, cel care ia locul lui Ștefan Lefter, care a avut ceva probleme de sănătate. Apoi alți jucători de câmp cu care deja ne-am obișnuit, o formulă cu care ne-am obișnuit, Jacob, Garuti, Jairo și Damota pe linia de fund. În fața lor sunt Mogoș și Giura, tridentul de la mijlocul terenului format din Petre Simon, Andrei Hergheligiu și Laurențiu Buș, vârf în pins este Sergiu Arnăutu. De partea cealaltă, Sănătatea Cluj antrenată de George Florescu, dar mă opresc pentru că avem o primă incursiune în careul gazdelor. A fost acolo Petre Simon. Faza s-a răcit între timp și mingea a ajuns în brațele lui Cotârlă, cel care este astăzi portar pentru Sănătatea Cluj. Pe teren, cu numărul 37, Seluș, care este și capitanul echipei, apoi Laco, Oltean, Pașca, Vescan, Andrei Ștefan, Mureșan, Zanfirescu și două nume cu care sunteți probabil familiarizați, Dorin Goga și Cosmin Tilincă. Arbitrează această întâlnire George Roman din Timișoara, ajutat la cele două linii de Ludovic Sifceac din Alești-Bihor și de George Urs din Oradea. Observatori sunt Paul Unimătan din Zalău și Ioan Orosfoian din Târgu Mureș. Am trecut deja de primele 60 de secunde ale acestei întâlniri dintre Sănătatea Cluj și Corvinul Hunedoara. Scorul este alb ca la început, 0-0. Vă spuneam, o vreme ușor neprietenoasă, teren moale, dar care se prezintă în condiții cât de cât ok, având în vedere că și weekendul trecut nu am avut parte chiar de o suprafață de joc ideală atunci când am jucat pe teren propriu. Garuti acum pentru Petre Simon, a încercat o combinație rapidă cu Mogoș, așa cum s-a întâmplat și runda precedentă la golul 2 al lui Alexandru Mogoș. Posibilitate de contraatac acum pentru Sănătatea Cluj, o centrare în fața porții la bara a doua acolo, o minge la care însă nu mai poate ajunge șeptarul formației gazde Oltean în duel acolo cu Jacob. Este prima întâlnire din această etapă din seria a 9-a. Se mai joacă la această oră Sticla, Arieșul, Turda, Avântul Reghin. Restul etapei se consumă mâine cu duelurile dintre Ocna Mure și Unirea Ungheni, Gloria Bistrița și Metalurgistul Cugir și Unirea Alba Iulia, Viitorul Cluj. Ultimul meci care va închide această rundă. Deja o primă intervenție a centralului care le spune jucătorilor să fie ceva mai calmi pentru că e doar început de joc. N-am depășit încă bariera celor 3 minute și cele două echipe se așează încă. Iată o mingea care trece dincolo de cele două bănci de rezerve. Astăzi pentru Corvinul, pe banca de rezerve pentru postul de portar este Andrei Cobli și apoi jucători sunt Antonio Dumitru, Robert Cristian, Antonio Vlad, Bedea, Antonio Bradu, Borta și Lupușor. De partea cealaltă pe bancă iau loc Bâlbă, Paul Denis, Valentin Lemnaru, Țăranu, Câmpian, Calember, Da Silva, Safta și Darius Mic. Minge la mijlocul terenului acum pentru Andrei Hergheligiu, care încearcă o lansare pentru Jacob. A fost prea puternică mingea trimisă însă de Hergheligiu și faza s-a stins. Va fi o repunere de la marginea terenului pentru Sănătatea Cluj, chiar din tușă, din dreptul uneia dintre cele două tribune ale stadionului Unire, de aici, din comuna Jucu, o comună pe care multă lume o cunoaște ca fiind una dintre cele mai bogate din zonă. Puțin peste 4.000 de suflete trăiesc aici, la doi pași de Cluj, locul de unde, de exemplu, au venit astăzi majoritatea jucătorilor verzilor, Viru și Verzi, așa cum sunt cunoscuți cei de la Sănătatea Cluj, o echipă care
care și-a făcut un renume după o serie de partide foarte bune avute acum ceva vreme în Cupa României, o echipă care evoluează de multă vreme la nivelul Ligii a treia și o face de cele mai multe ori cu succes. O nouă acțiune acum în flancul drept, acolo unde Damota și Jairo blochează foarte bine, pierde ușor însă mingea Mogo și urmează o centrare cu piciorul stâng, respinge fără prea mari probleme Rafael Garuti spre Arnautu, s-a vrut această minge, în cele din urmă balonul a ajuns la Herghe Legiu și el a pierdut duelul. Dorin Goga, o minge pe care a vrut să o trimită direct către Oltean, se dictează în cele din urmă lovitură liberă la această intervenție a lui Mogo și asupra lui Dorin Goga, jucător care a ajuns deja la 37 de ani. Sunt, vă spuneam, câteva nume cunoscute, însă pe departe veteranul formației clujene este Cosmin Tilincă, jucător care a împlinit 42 de ani și pe care cu siguranță îl cunoașteți după evoluțiile sale de la CFR Cluj la începuturile echipei ardelene în Liga 1. Goga execută această lovitură liberă foarte bine cu capul acolo pentru capitanul formației gazdă, este vorba de Sălu și fără probleme însă pentru tânărul Denis Moldovan. Acum o greșeală în defensiva celor de la Sănătatea Cluj, a deschis foarte bine Mogoș pe partea stângă pentru Laurențiu Buș, pătrunde în careu, Laurențiu Buș șutează și este 1-0 pentru Corvinul. Execuție superbă a lui Laurențiu Buș, exact când am intrat în minutul 6 al acestei întâlniri, un șut foarte frumos al capitanului formației noastre, trimis direct sub bară în colțul lung, l-a depășit extrem de ușor acolo pe jucătorul gazdelor, cred că a fost Pașca cel lăsat pe drum și iată că avem parte de un început foarte bun pentru formația noastră care conduce deja cu 1-0 aici la Jucu. O minge care ajunge din nou la Dorin Goga acum, încearcă să-l deschidă pe aceeași Oltean, s-a repliat foarte bine Flavius Iacob și a degajat întreg terenul pentru a îndepărta pericolul. O minge acum pentru Simon în marginea careului, s-a vrut a fi pentru Arnautu acolo încolțit de doi adversari, vârful nostru s-a descurcat foarte bine, defensiva condusă de fostul internațional George Florescu, cel care mai și joacă din când în când aici la Sănătatea Cluj, astăzi însă este doar pe banca de rezerve a grupării echipate în verde complet. Viru și verzi, așa cum vă spuneam, sunt cunoscuți jucătorii formației gazda. Laurențiu Buș, jucător care a punctat și în partida tur, atunci pentru Corvinul Hunedoara, de la punctul cu VAR, iată că recidivează în această confruntare cu Corvinul și înscrie în minutul 5 cu un șut frumos, elegant, evident, care arată experiența jucătorului nostru, care și-a lăsat în urmă adversarul foarte bine și a ajuns cu execuția sa la cota numărul 6 în această campanie, în această stagiune. Herghe Legiu aproape acolo să fure un balon, un jucător de la centrul terenului. În cele din urmă clujenii combină, Tilincă acolo cu decarul celor de la Sănătatea Cluj, este vorba de Vescan. Pașca acolo a pierdut mingea, îi revine lui Sergio Arnautu. Ceva probleme de echilibru pentru Alexandru Mogoș, al cărui joc a crescut foarte mult în ultima perioadă, concretizat cu dubla din etapa anterioară, din victoria de etapa anterioară, 3-2 cu sticla Arieșul Turda. Astăzi iată că este coborât între linii până aproape de defensivă, îl vedem chiar acum în posesia balonului, vine să ia mingea, acum trimite în diagonală pentru Petre Simon, mai departe Claudiu Jura a vrut o pasă în margine pentru Iacob. Din prima deschide foarte bine pe flancul stâng Alexandru Mogoș, Laurențiu Buș acolo, atent, ajunge mingea din nou la veteranul Corvinului, pasă pentru Herghe Legiu.
Și o nouă ocazie importantă pentru formația noastră. Foarte bine i-a scos mingea în spate Laurențiu Buș lui Andrei Hergheligiu, care dacă marchează astăzi, bifează al 10-lea său gol în actuala stagiune. Este golgheterul echipei noastre. Asta, bineînțeles, ne luând în calcul și reușitele din meciurile din Cupa României. Am făcut referire doar la jocurile din campionat. Adversara noastră de astăzi, Sănătatea Cluj, vine după o serie de trei jocuri pierdute. De altfel, la ultima partidă disputată aici pe Arena Unirea din Jucu, Sănătatea Cluj a pierdut la scor 1-7 duelul cu echipa clasată pe locul secund în seria noastră, Metalurgistul Cugir. Unicul gol al Sănătății a fost marcat atunci de Valentin Lemnaru, cu siguranță un alt nume pe care îl cunoașteți, și el un jucător ajuns la 37 de ani. Mogoș acum la mijlocul terenului, o pasă pentru Simon la limita offside-ului, o combinație frumoasă a lui Arnăutu, deschide pentru Iacob, centrare pentru Hergheligiu, așezare pentru Arnăutu, se regrupea însă bine acolo Vescan și trimite pe spate Iacob. Nu s-a înțeles aici cu Garuti. Jairo ar fi vrut ca Rafael Garuti să fie cel care degajează această minge. Dorin Goga nu pierde timpul și trimite o minge periculoasă acolo în marginea careului de 16 metri, respinsă cu capul de micuțul Mateuș Damota, cel care a pasat pentru golul lui Simon în runda precedentă și care se obișnuiește cu această postură de fundaș stânga, având în vedere că este un jucător care evoluează mai în față, pe aceeași bandă e drept, dar ca mijlocaș. Soluțiile lui Florin Maxim însă pentru acest post sunt limitate, având în vedere că Ovidiu Trășcan va lipsi o perioadă îndelungată de timp din cauza accidentării suferite. Acum o minge care se vrea pentru Hergheligiu de la Arnăutu. Cel din urmă pare și el într-o bună dispoziție de joc în această întâlnire. Sergiu Arnăutu deja implicat în câteva dintre raidurile ofensive ale tripletei cu care ne-am obișnuit în culorile alb-albastru. Buș, Hergheligiu, Arnăutu. O tripletă care a început în totalitate toate partidele din acest sezon în primul 11 și evident a marcat, care a marcat aproape 3 sferturi din golurile hunedorenilor în acest sezon. Spusesem că Sănătatea Cluj a suferit 3 înfrângeri consecutive înainte acestei confruntări cu Corvinul. Unica victorie din acest sezon a fost înregistrată la Reghin. 2-0 a fost atunci pentru Viru și Vers, care atacă acum, se dă în preajma careului de 16 metri și ce reușită! 1-1, o fază care poate nu anunța prea multe, însă iată avem parte din nou de un gol frumos. În minutul 12 restabilește egalitatea Zanfirescu, un șut frumos cu piciorul stâng aproape de vincul porții lui Denis Moldovan și formația noastră trebuie să se regrupeze din nou. Foarte ușor primit acest gol, într-o zonă cumva liberă acolo, a avansat foarte bine Zanfirescu și a restabilit egalitatea 1-1 după 13 minute de joc aici la Jucu. Da, sunt dator să fac și o corectură. Zărnescu este cel care a marcat. Din nou acțiune acum în flancul stâng, acum purtată de Oltean, foarte bine a dublat acolo Iacob. Însă par destul de periculoși pe flancuri jucătorii lui George Florescu. Acum o minge care căuta pe Dorin Goga, recuperează foarte bine Alexandru Mogoș. Hergheligiu trebuie să-l aștepte pe Arnăutu, care se afla în offside. De-abia acum pleacă mingea către vârful nostru. Sergiu Arnăutu schimbă direcția, însă plecase de acolo Laurențiu Buș. Și iată că este o oportunitate irosită din nou de formația noastră. Yeah.
Se cere acolo fault la intervenția lui Jairo, a fost lăsat, însă jocul să continue și din nou o posibilitate de contră pentru Corvinul Hergheligiu, blocată de capitanul gazdelor. O nouă minge la mijlocul terenului, coboară și Tilincă pentru a primi de la Vescan și cred că e faultat într-adevăr de Mogoș. O minge care se duce spre careul de 6 metri, a respins acolo foarte bine Iacob, a rămas aproape de linia porții tânărul Denis Moldovan. Acum o minge pentru Damota, agățat din spate, chiar de cel care a egalat pentru Sănătatea. Jairo este cel care dictează ritmul paselor din defensivă. Acum i-a cerut lui Iacob să urce. O neînțelegere acolo între Flavius Iacob și Petre Simon. Încearcă să profite Dorin Goga de această minge. Trimite o angajare pentru Oltean. Foarte bine s-a descurcat acolo Rafael Garuti. Iacob, Simon, Mogoș încearcă din prima jucătorii Corvinului. Foarte bine însă stă sus acum Sănătatea Cluj și o minge care vine din spate pentru Tilincă. Iese foarte bine Denis Moldovan acolo. Iată că la cei 42 de ani Cosmin Tilincă încă se poate demarca cu succes pentru a primi aceste mingi de la mijlocul terenului. Venite foarte bine de data aceasta de la Vescan, dacă a văzut bine. Se grăbesc puțin jucătorii lui Florin Maxim, scoși puțin parcă de pe trasă după această reușită a lui Zărnescu. Venite, vă spuneam, ușor din neant, a urcat bine acolo în zona centrală Zărnescu, în zona apropiată liniei de 16 metri și a reușit să egaleze. Simon și Iacob discută despre una din fazele ce au trecut deja, acum chiar aproape de noi, un duel câștigat de Mogoș. Aruncare de la marginea terenului pentru Corvinul. Iată că centralul trece peste decizia asistentului din această parte. Sincer, mi s-a părut și mie că mingea a ieșit din Mogoș. Mureșan a protestat scurt, însă nu mai e cazul acum. Garuti, din nou pentru Jairo, cel care așează cam toate atacurile ce pleacă din defensiva lui Florin Maxim. Pasă pentru conaționalul său, Damota, mai departe pentru Laurențiu Buș, lipit de tuș acolo. Întoarce pentru Mogoș, omul care are de acoperit o suprafață generoasă acolo la mijlocul terenului. Îl angajează acum pe Simon și este... Nu este penalti. Este chiar fault în atac, dar n-a fost atent și sunt ceva probleme pentru portarul celor de la Sănătatea Cluj, care s-a lovit de Simon acolo, iar micuțul nostru mijlocaș își dă seama de ciocnirea de acolo. Într-adevăr, a alunecat puțin și portarul, n-a fost atent nici Petre Simon, care urmărea mingea venită din defensivă. Să sperăm că își va reveni însă portarul Cotârlă și că nu e o problemă destul de gravă. A intervenit repede echipa medicală acolo și a cerut scuze și Petre Simon pentru această intrare ceva mai energică. Minutul 18, 1-1 între Sănătatea Cluj și Corvinul Hunedoara. Două formații separate în clasament de 8 poziții și de mai bine de 26 de puncte. Însă, de cele mai multe ori, așa cum spunea chiar și Florin Maxim, nu e bine să te uiți peste clasament înaintea jocurilor, trebuie să fii concentrat 100%. Există această tendință de autosuficiență și de relaxare într-o serie pe care o conduci relativ autoritar, dar trebuie avut grijă. Opt înfrângeri au totalizat gazdele noastre de astăzi până în acest moment, două rezultate de egalitate și o victorie despre care vă spusesem, acel 2-0 de la Reghin. În rest, e o echipă care a primit 20 de goluri în ultimele 6 meciuri jucate și are doar înfrângeri pe teren propriu. De partea cealaltă, rezultatele Corvinului sunt deja știute.
10 victorii și o remiză, acel pas greșit de la Ocna Mureș, acel 1-1, stabilit în prelungirile partidei după un penalti transformat de Gazde. De altfel și golul Hunedorenilor a fost marcat tot de la punctul cu VAR de Hergheligiu după un penalti scos de Laurențiu Buș, cel despre care vă spuneam că nu s-a mai lipit la gol în ultimele partide. A făcut-o însă astăzi cu o execuție foarte frumoasă. Acum exact pe partea opusă a locului în care ne aflăm noi, lipit de margine în apropierea băncii de rezervă a Gazdelor, așteaptă să-l lanseze Damota. Acest lucru se întâmplă. Duel acolo cu capitanul formației Gazde, care respinge foarte bine până la același Damota, cere faultul brazilianul din flancul stâng al apărării noastre, nu obține nimic, pare a avea ceva probleme, este chiar acolo în apropierea băncii de rezerve. Tilinca a vrut să repună repede mingea în joc în timp ce Mota este încă jos. Evident, având în vedere și temperatura scăzută, probabil orice intrare ceva mai energică se simte altfel. Denis Moldovan, fratele lui Horațiu Moldovan, portarul titular al celor de la Rapid, portar convocat la Naționala Mare, acțiunile naționale în această perioadă, este la prima partidă ca titular în acest sezon în campionat. Vă spuneam, Ștefan Lefter a acuzat ceva probleme de sănătate înainte acestei întâlniri. Doi portari extrem de tineri pentru formația noastră. Vă reamintesc că Ștefan Lefter împlinește în această lună 17 ani, în vreme ce Denis Moldovan a împlinit această vârstă luna trecută. Lovitură liberă acum pentru Sănătatea Cluj. Am intrat deja în minutul 20 al confruntării de pe Stadionul Unirea. Goga este în dreptul acestei lovituri libere pe care o trimite spre Cosmin Tilincă. Atenție la această fază. Tilincă foarte bine acolo. S-a descurcat Iacob, Petre Simon. Dacă reușește să-i paseze și face foarte bine acest lucru pentru Mogoș. Fuleu impresionant al fostului jucător al celor de la Virtus Entella din serie. Ce șutează spre colțul lung. Respinge portarul până la Buș. Mai departe, o încercare de așezare pentru Damota, jucător de picior stâng, ar fi venit bine această minge, dar descos în evidență această cursă a lui Alexandru Mogo și mingea trimisă de Simon în față pentru decarul formației noastre. Vă spuneam, mult mai dispus la efort, cel puțin în ultimele etape, Alexandru Mogoș. O minge de la Garuti pentru Hergheligiu, ușor absent în acest debut de joc, cu excepția acelui șut care a trecut de puțin pe lângă, recuperează acum pentru scurt timp în marginea terenului, va fi repunere de la marginea terenului. Văd și ceva probleme pentru unul dintre jucătorii sănătății tot acolo și cred că vom avea parte de o primă modificare din ce îmi dau seama. Cred că e vorba de o întindere acolo la unul dintre jucătorii gazdelor. Și iată, n-au trecut decât 22 de minute din această confruntare. Se dezechipează acolo din ce văd Paul Denis și el va intra. Ce mai tânăr e pe care? 2005. Jucător născut în 2005, că tot vorbeam de jucători tineri, mai ales cei din poarta echipei noastre. Mai sunt și pe banca noastră de rezervă jucători tineri, cum sunt Antonio Bradu, Bortaș sau Lupușor, juniorii clubului, dar și Antonio Dumitru. De regulă, cel din urmă intră pe finalurile de meci. Da, și ghinion pentru Zărnescu, care după ce a reușit acel gol foarte frumos, care a restabilit egalitatea, este nevoit să iasă de pe teren după nici jumătate din timpul scurs din prima repriză. S-a mai calmat jocul după acel început de meci foarte bun. Parcă a semănat un pic începutul de meci cu cel pe care l-am avut în runda precedentă acasă cu Sticla Arieșul Turda. Atunci oaspeții au deschis scorul la prima lor acțiune periculoasă, așa cum s-a întâmplat în cazul golului marcat de Laurențiu Buș astăzi. Apoi, ușor-ușor, Corvinul a echilibrat forțele și a întors rezultatul. A făcut 3-1, iar pe final a suferit după ce oaspeții au redus din diferență dintr-un penalti și au fost periculoși pe final de meci. De altfel, singura echipă care a marcat două goluri Corvinului în acest sezon. Hergheligiu recuperează fără să faulteze în fața lui Paul Denis, mai departe pentru Buș, ceva probleme acolo cu echilibrul, pentru că vă spuneam, terenul e destul de moale, se alunecă destul de ușor, e adevărat.
Din nou ceva probleme acolo pentru un jucător al gazdelor. Precedentele meciuri, metalurgistul Cugir a marcat 7 goluri aici, Unirea Ungheni a marcat de 3 ori, Ocna Mureș de 4 ori, Unirea Albaiului a marcat și ea tot de 4 ori, așadar, din punct de vedere defensiv, stau destul de slab jucătorii formației gazdă. Până acum însă acest lucru nu se vede. Dacă ai fi tentat să te uiți pe ultima lor partidă disputată pe teren propriu, vă reamintesc acel 7-1 cu metalurgistul Cugir, ai fi tentat să crezi că lucrurile nu stau prea ok în defensivă, însă până acum e bine pentru sănătatea lui George Florescu, și la propriu și la figurat. Ergheligiu a primit de la Buș, îl așteaptă pe Arnăutu, driblează un adversar, își face mingea un pic cam lung, întoarce pentru Claudiu Giura, unul dintre jucătorii foarte buni din precedentul joc, Alexandru Mogoș mai departe pentru Simon, din nou Mogoș, care încearcă să treacă pe lângă Goga, cere un fault, nu poate fi vorba de o intrare tare. Tilinca acum la marginea terenului pentru Dorin Goga, fostul atacant acelor de la Universitatea Cluj și Poli Timișoara, printre altele, evident. Giura în duel acolo direct cu Dorin Goga, întoarce în spate Goga. Iată o minge care a ajuns până în defensiva celor de la Sănătatea Cluj, practic au împins liniile la această fază cu nedorenii. Garuti mai departe, foarte puternic în duelurile aeriene, calmează bine acum Flavius Iacob în fața lui Oltean, cel pe care l-au cam căutat multe mingi în această primă repriză. Jairo și Garuti combină la mijlocul terenului, o nouă minge înaltă acum a lui Jairo, care s-a vrut a fi pentru Arnăutu. S-au grupat mai bine în defensivă jucătorii lui George Florescu imediat după ce au reușit să egaleze. Dorin Goga acum îi pasează lui Oltean, se descurcă foarte bine Iacob acolo. Garuti n-ar trebui să se grăbească, întârzie însă acum și Simon este departe pentru a putea primi, mare atenție la această pasă a lui Arnăutu în spate pentru același Iacob, talonat de Olteanu, foarte bine a venit acolo Alexandru Mogoș și a rezolvat această minge problematică. Balon pentru Ergheligiu, greșesc acolo în defensivă jucătorii Sănătății, cred că a fost însă offside la Ergheligiu. Laurențiu Buș crede că el a fost surprins în offside, însă cred că mai degrabă fanionul ridicat îi se adresează cu ghilimele de rigoare lui Ergheligiu. Acum Dorin Goga în prima fază duel câștigat de Claudiu Giura, recuperează Goga, îi pasează nou intratului Denis Paul, prea tare însă această minge a lui Goga și va fi repunere de la marginea terenului pentru Corvinul. S-au scurs 27 de minute din această partidă, 1-1. Gol marcat de Laurențiu Buș pentru Corvinul în minutul 5, a egalat în minutul 12 Zărnescu, jucător care câteva minute mai târziu a și ieșit de pe teren din cauza unei probleme medicale. Locul său a fost luat de tânărul Paul Denis. Flavius Iacob acum, din două încercări, minge ajunge în cele din urmă la Alexandru Mogoș. O pasă cu exteriorul pentru Damota, care nu a urcat aproape deloc în această partidă, dincolo de centrul terenului. Damota, o combinație scurtă cu Ergheligiu, repunere de la marginea terenului pentru formația noastră. Același jucător brazilian pentru conaționalul său, Jairo, mai departe Alexandru Mogoș și Rafael Garuti acum în posesie, cu capul sus ca de obicei, longilinul fundaș brazilian, mai departe pentru Iacob, Petre Simon, încearcă o combinație rapidă cu Iacob și iată un duel verbal pe care se întâlnește de deseori între Laurențiu Buș și Petre Simon, care n-a fost atent la această fază și și-a pus echipa în pericol din punct de vedere al defensivei, pentru că Iacob era acolo surprins în această fază. De altfel, iată că Petre Simon este luat în colimator de pe partea cealaltă și de Florin Maxim. Rafael Garuti mai departe pentru, probabil pentru Claudiu Giura, coborât între linii. Laurențiu Buș încearcă din prima o minge inteligentă pentru Petre Simon, care ar trebui să aibă prin planul. Jucătorul născut în Arad obține o lovitură de la colțul terenului, dacă nu mă șel, prima de pe acea parte, și ca de obicei cel care ne-a obișnuit cu execuțiile fazelor fixe, Andrei Ergheligiu, va repune mingea.
Ergheligiu așteaptă ca colegii săi să se așeze în careu. Centrează pe scurt pentru Simon. Minge respinsă de Tilincă. Posibilitate de contraatac acum pentru Sănătatea Cluj. Iacob însă vine din aproape de la mijlocul terenului și câștigă în fața nou intratului Paul Denis. Pasează în spate lui Moldovan, care degajează până aproape de cealaltă poartă. Jairo elegant pentru Arnautu, mai departe pentru Mateusz Damota, așteaptă și nu primește Laurențiu Buș. O intervenție bună acum a fundașilor gazelor, o mică pasă cu călcâiul acolo al lui Arnautu, fără efect însă. Minge care îl prinde pe picior greșit pe Iacob, acum Tilincă acolo, dar cred că este într-adevăr offside și probleme pentru Iacob la această intrare întârziată a lui Tilincă. N-a fost atent jucătorul din avamposturi, însă nu e o problemă însă pentru Iacob. Te-ai înșelat, vezi? Nu mare mică. Te-ai înșelat. Vede, mai ușurel aici, ușor, ușor. Nu știu ce e. Garuti repune repede mingea pentru Denis Moldovan. Ce, ești bodyguard? Ești bodyguard sau ce ești? Ia, vezi, ușor așa pe aici. Petru, da? Simon minge pentru Mogoș, mai departe pentru același Ergheligiu. Este o distanță între jucătorii de la mijlocul terenului și cei aflați în tușă, în margine, apropiați de marginea terenului. O minge acum în centru, Mogoș depășit de carul gazdelor. O nouă minge în spate. Atenție la astfel de intrări. A doua intrare cu talpa ridicată. Iacob însă nu îl impresionează pe centralul întâlnirii. A fost într-adevăr o alunecare cu piciorul ceva mai ridicat, dar nu cred că poate fi vorba de o intrare atât de dură. Mureșan este cel care a intrat ceva mai energic la această fază. Scurte explicații ale centralului George Roman către doi dintre jucătorii Sănătății Cluj. Este vorba de Oltean și de Dorin Goga. A fost însă destulă presiune pe această parte pentru Flavius Iacob, un jucător obișnuit însă să încaseze astfel de lovituri. Probleme și pentru Ergheligiu în a reține mingea și timpul se scurge. Am trecut deja de prima jumătate de oră de joc, 31 de minute mai exact aici. La Jucu, Sănătatea Cluj și Corvinul sunt la egalitate 1-1. Garuti mai departe a încercat pentru Giura, mingea l-a depășit și a ajuns la Ergheligiu. Foarte bine se repliază Dorin Goga acolo. Și va fi probabil o minge respinsă în lung de linie. Nu se întâmplă acest lucru. A fost un scurt blocaj al lui Ergheligiu. Pasă în centru. Buș nevoit și el să facă pasul în spate. O minge pe flancul drept acum pentru tânărul Denis. Și cred că s-a grăbit acolo jucătorul Sănătății Cluj la această fază. Jairo mai departe. Se joacă însă destul de curat, cu excepția celor intrări din urmă cu câteva secvențe. S-a jucat destul de curat, greșește Mogoș, care a venit cam prea în tușă, a încercat o minge lungă. Își cere scuze pentru această minge trimisă către Flavius Iacob, care n-a putut fi folosită de fundașul nostru de bandă. Dorin Goga acum, o minge pentru Mureșan, care l-a încercat pe același Tilincă. 42 de ani Cosmin Tilincă, fenomenal, iată că se poate juca la nivelul Ligii a 3-a liniștit la această vârstă, are într-adevăr și un fizic care îl ajută, o viață extrasportivă curată, evident, fostul vârf al celor de la CFR Cluj, dacă vă aduceți aminte, făcea cuplu în atac atunci cu Anca, un alt jucător de-a locului, ca să spunem așa. Dorin Goga, de partea cealaltă, se înscrie pe lista jucătorilor care au făcut multe pentru clubul Universitatea Cluj, clubul rival al celor de la CFR Cluj. O minge întoarsă în spate. O degajare a lui Cotârlă. La capitolul posesie, Corvinul stă mai bine, cum e și normal, conduce jocul, dar trebuie să fie atent, la fel cum se întâmplă în majoritatea partidelor, la ceea ce face în defensivă, la ceea ce pot face adversarii în ofensivă. Acum de la Buș pentru Mogoș, mai departe Ergheligiu are nevoie de două atingeri pentru a înălța mingea. Iată și una dintre puținele incursiuni în banda stânga lui Damota, care preferă mai mult să stea în defensivă, deși cred că îi este greu, în mod cert, fiind un jucător eminament ofensiv, un jucător tehnic.
O intrare energică acum a tânărului născut în 2005, este vorba de Denis Paul, la același Damota. Nu se stă însă foarte mult în acest joc, nu sunt momente moarte, dar cu excepția începutului foarte bun de meci, cu acele două execuții frumoase, care au avut consecințe și pe tabela de marcaj, nu sunt alte probleme și nu sunt alte faze periculoase. Arnăutu, dublat acolo de Oltean, pasă către Giura. Giura ar trebui să ridice privirea, era liber în flancul drept Iacob, lipit de margine. Garuti trimite într-o zonă în care ar fi trebuit să se afle Hergiligiu, pentru că Laurențiu Buș este în spate. Nu cred că va mai trece mult timp și Hergiligiu și Petre Simon vor face schimb de flancuri. Mureșan foarte bine deschide în centru pentru Andrei Ștefan, aproape să intercepteze acolo Hergiligiu, o minge problematică acolo trimisă de Cotârlă. Laurențiu Buș driblează lejer doi jucători, Buș pătrunde în careu, șutează pe lângă poartă. Ce ocazie ratează acolo Laurențiu Buș, șansă bună de a marca exact în minutul 35, a driblat cu ușurință doi jucători, a fost o greșeală a lui Cotârlă, e drept că nici mingea nu a venit prea bine pentru el, a deschis în flanc de unde Buș era foarte aproape să facă dubla și a așezat, a avut timp să trimită culatul, dar a făcut-o pe lângă și a ratat șansa de a duce scorul la 2-1 pentru formația noastră. Degajare care ajunge la Garuti. Mare atenție la această fază. Mogoș mai departe pentru Simon. Lasă pe jucătorul aflat cu fața la minge, Arnăutu. Arnăutu își caută un coleg în centru. Îl prinde pe picior greșit pe Iacob. Foarte bine strâng în centru jucătorii Sănătății Cluj. Nu dau multe posibilități jucătorilor noștri. Arnăutu pasă pentru Mogoș. Mogoș rămas singur cu portarul. Gol! 2-1 pentru Corvinul și al treilea gol consecutiv pentru Mogoș, care a plecat de la limita offside-ului și a marcat cu mult calm în colțul scurt, o fază creată de Arnăutu, după cum am văzut, foarte simplă, însă e din nou avantaj pentru formația noastră. Chiar la limita offside-ului pare să fi plecat Alexandru Mogoș, n-am văzut nici jucătorii gazdelor protestând prea mult pe seama acestei faze, chiar la limită, cred, însă ce contează e că e din nou Hunedoara în avantaj, 2-1 după 36 de minute. Repunerea de la marginea terenului rapidă pentru Sănătatea Cluj. Mai departe, mingea ajunge de la Mureșan pentru Oltean. Încearcă o combinație cu Dorin Goga. Prea puternică pasa, posibilitate de contraatac acum pentru formația noastră. Mogoș cere insistent pe partea cealaltă Laurențiu Buș. Are timp să-și facă preluare Buș. Acolo, întâmpinat cu dificultate de un adversar. O minge mai departe pentru Arnăutu. Arnăutu centrează pe bara a doua pentru Iacob. Nu poate pune probleme însă Iacob. Mult mai liber mi s-a părut în acea zonă Hergelegiu, dar mingea a ajuns către bara a doua, o degajare lungă care îl vizează pe același Tilincă, intervine excelent Jairo, rămâne în posesie gazdele și acum un tackling frumos al lui Arnăutu pe marginea terenului, se joacă exact pe partea opusă, calmează bine acum formația lui Florin Maxim, întoarce Damota pentru Garuti și probabil va fi schimbat și flancul pentru un nou atac al albaștrilor. O nou atac acum pentru formația noastră. Hergiligiu, cred că a fost mult prea calm pentru acest atac.
A avut timp să-și facă preluări, peste preluări a șutat însă în portarul ieșit în întâmpinare. Putea face 3-1 și putea fi mult mai liniștit finalul acestei prime părți. Jairo, faultat de Tilinca, nu sunt 100% convins că a fost faul la această fază. Centralul se afla la o distanță considerabilă. Ne va fi ușor greu să și vedem ce se întâmplă și în repriza a doua din cauza unui fum combinat cu ceață, aș putea spune aici în zonă. Temperatură oricum scăzută pentru ora jocului, teren moale, multă umezeală. Însă acestea sunt condițiile de joc astăzi pentru confruntarea cu Sănătatea Cluj. Dorin Goga încearcă o pasă de efect, are ceva probleme, Damota iese bine însă Moldo. Denis Moldovan și respinge acolo o minge care rămâne în posesia noastră, același Alexandru Mogoș, mai departe pentru Arnăutu, n-a mai pus latul acolo, vârful echipei noastre. Sergio Arnăutu vine foarte bine însă în defensivă cu Dorin Goga. Damota trece printre picioarele juniorului Denis Paul această minge. Nu se putea să nu fie o execuție tehnică din partea lui Mateuș Damota într-o primă repriză presărată cu, aș spune, puțin fotbal, mai mult pragmatism și de o parte și de cealaltă. Cred că am avut în jur de 4-5 șuturi spre poartă, din care, iată, avem 3 reușite, 2 în dreptul formației noastre, care, dacă mai marchează o dată, ajunge din nou să puncteze de cel puțin 3 ori într-un joc în această serie pe care o conduce, spuneam și la debutul acestei transmisiuni, o conduce autoritar. Arnăutu pierde de la mijlocul terenului o minge care i-a fost furată de Andrei Ștefan, același Andrei Ștefan în posesie. S-a grăbit aici Andrei Ștefan, putea să deschidă mai departe pentru Tilinca sau chiar pentru Oltean în flancul stâng, a șutat însă puțin pe lângă poarta lui Moldovan, care evident nu se grăbește. Mai sunt în jur de 5 minute din timpul alocat primei reprize. 2-1 pentru formația noastră. Goluri marcate de Puș și Mogoș. Ies din nou cu pasă din defensivă Garuti pentru Giura, coborât, iată, în postura de fundaș central pentru această minge. O minge pentru Damota în flanc, mai departe pentru Mogoș, izolat acolo, dar pasează cu latul pentru Andrei Herghiligiu, mai departe, Laurențiu Buș, ține mingea în teren, îi pasează lui Mogoș, în cele din urmă mingea ajunge la Arnăutu, care își face balonul pentru șut, probleme în a respinge această minge din defensivă, pasă pentru Simon, centrare însă greșită a lui Petre Simon, care s-a grăbit la această fază, cred că putea să-și așeze mingea mai bine și să aștepte eventual sprijin din linia mediană. A ieșit totuși o lovitură de la colțul terenului, a doua din această parte pe care se pregătește să o execute tot Andrei Herghiligiu. Garuti a urcat alături de Jairo în careu, centrarea îl viza chiar pe Rafael Garuti, a trecut pe sub minge. Mogoș întoarce balonul la Herghiligiu, care are vreme să preia, dar alunecă după un stop pe piept și balonul este furat de Olteanu. Foarte bine ies din defensiv acum Viru și Vers. Dorin Goga dintr-o bucată minge pentru Tilinca, câștigă însă prin planul tânărul Denis Paul. Ce bine se regrupează însă acolo Flavius Iacob, din nou foarte, foarte bun când rămâne de obicei la fazele fixe, avansate pentru echipa noastră. Iacob rămâne în spate, fiind un jucător care nu-și poate aduce aportul la nivelul lui Garuti și Jairo din punct de vedere al gabaritului. Foarte, foarte bine însă s-a descurcat acum în duelul cu adversarul său direct de la acea fază, însă teamă mie că dacă balonul ar fi ajuns la Tilinca, altfel ar fi stat lucrurile. Experiența fostului vârf al CFR-ului și-ar fi putut spune cuvântul. Claudiu Giura minge pentru același Herghiligiu. Mi s-a părut offside la această fază, însă asistentul de pe această parte a considerat că jocul poate continua. 43 de minute scurse din această partidă, în continuare în avantaj Corvinul, 2-1 după reușitele lui Buș și Mogoș, cel din urmă aflat la golul cu numărul 4. Herghiligiu foarte activ în ultimele minute, Herghiligiu șutează cu stângul, pretențioasă încercarea lui Herghe, fostul vârf al celor de la Poliaș, a trimis mult peste. Și se cere repunerea mingii din colțul careului de 6, pentru că se pare că a fost mișcată repunerea în joc. Aia nu aveți, bă, care trebuie! Riguros la această fază tușierul Ludovic Zivceac din Alești.
au fost practic întorși din atac jucătorii Sănătății Cluj. O degajare lungă acum, respinge foarte bine Iacob, o nouă primă repriză solidă a lui Iacob, minge pentru Arnăutu. Hergeligiu driblează ușor adversarul direct. Hergeligiu șutează, vizează o execuție la colțul lung înspre vinclu, un șut cu stângul, însă o minge care a trecut alături. Și cel puțin până mâine, Corvinul are un avantaj substanțial în fața celor de la Metalurgistul Cugir. Echipă care e clasată pe locul 2 și care va evolua mâine la Bistrița, acolo unde Corvinul va evolua peste două săptămâni, pe arena Jean Pădureanu. Dorin Goga acolo, foarte bine, Dorin Goga întoarce central, o mice care îl caută acum pe Oltean în duel direct cu Iacob, trebuie să fie atent, Iacob întoarce pentru Garuti și el calmează bine, singur acolo Claudiu Giura, pierde un tempo, trimite o mice printre picioarele adversarului său direct, pierde însă o minge a lui Vescan, care încearcă să paseze cu călcâi într-o zonă în care n-ar fi trebuit să facă acest lucru. Hergeligiu, o minge care îl viza pe Arnăutu, recuperează puternicul vârf al Corvinului, mai departe pentru Alexandru Mogoș, Arnăutu întârzie, Arnăutu ține însă mingea aproape, Claudiu Giura mai departe pentru Hergeligiu, semnalizat în offside acum de asistentul de pe această parte, ar fi vizat o centrare pentru Arnăutu, însă în cele din urmă a fost offside. Un singur minut suplimentar pentru această primă repriză, o primă repriză în care arbitrul nu prea a avut mari probleme. Iată o minge care vine prin spatele lui Jairo, surprins însă în offside acolo Tilincă. Sunt câteva momente de ușor confuzie în jocul Corvinului pe aceste mingi care vin din apărare și care îl vizează pe Tilincă, jucător care nu își arată deloc vârsta, vă spuneam, 42 de ani pentru Cosmin Tilincă. Hergeligiu, frumoasă combinația cu Simon, își pregătește mingea, centrează în primul om și va fi un nou corner pentru formația noastră, probabil ultima fază în această primă repriză. O primă repriză și cu bune și cu rele pentru Corvinul, care a primit un gol destul de ușor, dar a fost o execuție frumoasă. Câteva probleme în defensivă și în cele din urmă experiența lui Bu și forma foarte bună pe care o traversează Mogoș fac ca avantajul să se păstreze pe tabelă pentru formația noastră. Încă o dată Hergeligiu, de data aceasta lungă pentru Arnăutu. Garuti lovește și el cu capul și am impresia că s-a ciocnit acolo de capitanul gazdelor. Să vedem dacă Tilincă va trimite mingea în marginea terenului. Nu e nevoie pentru că Mogoș este cel care intervine, dar e final de primă repriză aici la Jucu. 2-1 pentru Corvinul după reușitele lui Laurențiu Buș și Alexandru Mogoș. De partea cealaltă, Zărnescu a marcat pentru Sănătatea. Ne reauzim după 15 minute.
Bun regăsit, prieten, pentru partea a doua duelului dintre Sănătatea Cluj și Corvinul Hunedoara. A doua repriză pornește de la 2-1 pentru formația noastră. Goluri marcate de Laurențiu Buș în minutul 5 și de Alexandru Mogoș în minutul 36 pentru Gazdea. A marcat Zărnescu în minutul 12. Acum a început repriza secundă pentru formația noastră. L-am văzut încălzindu-se, pregătind să intre probabil printre primii, Antonio Vlad, pentru formația antrenată de Florin Maxim, care a făcut o primă repriză destul de bună, cu unele probleme, aș spune, în defensivă și poate la faza de construcție în unele momente, poate surprinși puțin de golul primit și de acea execuție frumoasă a lui Zărnescu, fotbalist care a fost nevoit să părăsească terenul după o accidentare, el fiind înlocuit de un junior de doar 16 ani. Este vorba de Denis Paul. Am început în atac și această repriză secundă. În revistă vom trece repede 11-le folosit de Florin Maxim pentru această confruntare, cu Denis Moldovan între buturi, Iacob, Garuti, Jairo și Damota pe linia de fund, Mogo și Giura în fața lor, Herghe Legiu, capitanul Laurențiu Buș și Sergiu Arnăutu în avamposturi. De partea cealaltă, George Florescu, fostul internațional și fostul jucător al celor de la Ucluj, a început cu Cotârlă în poartă, dar mă opresc să vedem acest atac. Până la urmă este doar out de margine pentru formația noastră. Cotârlă așadar în poartă pentru Sănătatea Cluj. Apoi Solușii, care este și capitanul echipei, Laco, Oltean, Pașca, Vescan, Andrei Mureș, Andrei Ștefan, Mureșan, Paul, Denis, dar iată o problemă, o minge care poate pune probleme lui Cotârlă, o minge respinsă în corner, o fază care m-a luat și pe mine prin surprindere. În avamposturi, Dorin Goga și Cosmin Tilincă pentru echipa lui George Florescu. Se pregătește să execute această primă lovitură de la colțul terenului Andrei Hergheligiu, ca de obicei, care bate de regulă foarte bine. O face și acum pe colțul scurt, resping de acolo cei de la Sănătatea Cluj. Jairo reîntoarce balonul în margine pentru Hergheligiu. Centrare respinsă de Sălă și în aruncare de la marginea terenului pentru Corvinul Hunedoara. În pauză am încercat să vedem dacă a fost sau nu offside la reușita lui Mogoș. În cele din urmă, după ce am urmărit imaginele, putem spune că nu a fost o poziție afară de joc la Mogoș. În schimb, observatorul Paul Unimătan ia în calcul un posibil penalti pe care îl putea primi Corvinul la acea ultimă fază, când Garuti a fost lovit în careu. A fost o intrare întârziată a unuia dintre jucătorii Sănătății. S-a trecut repede însă peste acea fază și a rămas fără influență pe tabela de marcaj. Lovitură liberă acum, un corner practic mai scurt pentru același Andrei Hergheligiu, mult mai avansată Corvinul în repriza secundă. Hergheligiu trimite acum pe bara a doua pentru Garuti, iese bine Cotârlă și boxează. Pe mingea a doua este Mogoș, un șut în blocaj respins de defensiva celor de la Sănătatea Cluj. Laurențiu Buș acum întoarce pentru Denis Moldovan, tânărul goalkeeper al Corvinului îl vizează pe Arnăutu. Nu se înțeleg acolo, cei doi jucători ai Sănătății încearcă să profite. Andrei Hergheligiu, care pătrunde în careu talonat de capitanul Sălu și s-a întors foarte bine în defensivă Sălu și acolo nu s-a înțeles cu Laco, cei doi au trecut pe sub minge și Hergheligiu putea profita. Damota acum, o minge pentru același Laurențiu Buș, rămâne în posesie Damota, încearcă să pătrundă în care o vine foarte bine același Laco, care degajează, iar mingea vine chiar în direcția noastră. Rămân în continuare sus jucătorii lui Florin Maxim. Damota va repune de la marginea terenului. Vă spuneam, la această oră se mai joacă în seria noastră încă o altă partidă. Este vorba de Sticla, Areșul, Turda, Avântul, Reghin. Mâine, celelalte trei jocuri, Ocna, Mureș, Unirea, Ungheni, Gloria Bistrița, Metalurgistul, Cugir și Unirea, Alba Iulia, Viitorul, Cluj. Un balon care se întoarce în careul nostru, degajare lungă a lui Moldo pentru Damota. Terenul din ce în ce mai greu în această repriză secundă, nu s-a prezentat în condițiile cele mai bune nici în primul act, evident, din cauza ploilor din ultima perioadă. E destul de moale, dar acestea sunt condițiile. Peste tot ar fi fost probleme după genul de vreme pe care am avut-o în ultima perioadă. Jairo pune stângul acum pentru același Petre Simon. A început bine jocul Petre Simon, apoi a dispărut puțin din joc, deși a fost mai mereu căutat de mingile, cel puțin de mingile lui Mogo, și un șut de la distanță acum al tânărului jucător cu numărul 14 de la Sănătatea Cluj, un jucător născut în 2005 cu mult tupeu,
Are nevoie însă evident de un fizic mai impozant pentru a se impune. Damota iese în dribling din defensivă, faultat acum de unul dintre adversarii săi la acea fază, cere fault. Giura trimite în marginea terenului pentru că aparent Damota ar avea ceva probleme medicale în urma acestei intrări. S-a scurs deja 5 minute din această a doua repriză a confruntării de la Sănătatea Cluj din etapa a 12-a. Runda viitoare, Corvinul va juca sâmbătă pe teren propriu în compania celor de la Unirea Alba Iulia. Apoi va urma o deplasare la finele lunii la Bistrița pentru duelul cu Gloria și în fine anul calendaristic se încheie cu partida de pe 5 decembrie, de pe teren propriu cu CS Ocna Mureș. Încearcă să iasă cu o minge lungă pentru Arnăutu, același Laurențiu Buș cere lui Mogoș să schimbe partea. Acum însă lansează pe Simon, îl are aproape Simon pe Arnăutu, are nevoie însă de o preluare în plus. Petre Simon a încercat să îi paseze lui Hergelegiu, o minge care lovește în față pe unul dintre fundașii celor de la Sănătatea Cluj. Rafael Garuti cu mult calm pentru Iacob. Iacob își depășește în viteză cu lejeritate adversarul direct, mai driblează un jucător, Flavius Iacob, centrează în careu, minge se îndrepta spre Hergelegiu, sare acolo Arnăutu și este gol, într-adevăr, sau încerc să-mi dau seama ce decide centralul, dar este gol la această fază, n-a fost fault la portar și este 3-1 pentru Corvinul, o fază extrem, extrem de ciudată și poate unul dintre cele mai ușoare goluri marcate de Arnăutu. Este 3-1, să vedem însă, e sincer o fază care m-a bulversat și pe mine, mă așteptam să se dicteze fault în atac. E un cartonaș galben pentru cei de pe banca tehnică a celor de la Sănătatea Cluj, pentru George Florescu, dar și pentru Marius Semeniuc. În cele din urmă, golul rămâne valabil și e 3-1 pentru Corvinul, din ce-mi dau seama. Poartă o discuție acum cei doi arbitri, însă rămâne valabil reușita lui Sergiu Arnăutu din minutul 7 al reprizei secunde. Rămâne 3-1, cred. Mai sunt scurte parlamentări acolo, posibil să fie justificate, nu pot să-mi dau seama de aici, de unde mă aflam, nu știu dacă Arnăutu s-a oprit în acel salt, nu știu dacă l-a șicanat într-atâta pe Cotârlă. Cei de la Sănătatea Cluj reclamă faptul că tușierul a ridicat fanionul, acum fie că a fost fanionul ridicat pentru offside, fie pentru fault de atac, a trecut centralul peste această decizie și e 3-1 pentru Corvinul în minutul 53. Înscrie Sergiu Arnăutu cel mai ușor gol de până acum. O minge acum în jumătatea noastră de joc, o scurtă combinație între doi jucători ai Sănătății Cluj, a fost acolo chiar și Dorin Goga. Laurențiu Buș pasează pe poziție viitoare pentru Petre Simon, care îl depășește în viteză pe Laco. Petre Simon pătrunde în careu, încearcă să-i paseze lui Arnăutu, mingea revine, Hergelegiu, șut deviat de capitanul formației gazdă în transversală, rămâne în posesie Corvinul, șut alături a lui Buș, o nouă ocazie imensă pentru formația noastră, putea face 4-1 la această fază. Acolo Hergelegiu, foarte bine așezat Petre Simon, un început de repriză secundă mult, mult mai hotărât din partea formației lui Florin Maxim. Garuti încearcă să strice ieșirea ușor hazardată a lui Jairo. Acolo Garuti pasează pentru Sergiu Arnăutu, mai departe calmează foarte bine mingea pentru Hergelegiu, schimb în tușă a lui Hergelegiu pentru Petre Simon, îi indică unde să-i paseze și primește Flavius Iacob, care pătrunde în careu, centrează pentru Buș, gol! 4-1 pentru Corvinul, reușește dubla Laurențiu Buș, însă după o fază excelentă de contraatac a echipei alb-albastre, o pasă superbă a lui Iacob, care a primit la rândul de la Simon, de data aceasta un gol care nu poate fi pus sub îndoială. 4-1 așadar pentru Corvinul în deplasarea de aici de la Jucu.
Iată ce înseamnă să începi foarte convins repriza secundă. S-a mai întâmplat de foarte multe ori pentru Corvinul, chiar și atunci când a fost condusă pe tabelă. Acum n-a fost așa, însă trebuia să refacă diferența și să stea cât mai confortabil în această repriză a doua. Iată-l acum din nou pe Petre Simon. Sunt mari probleme în acea parte a defensivei pentru Sănătatea Cluj. Petre Simon și Flavius Iacob au arat terenul în flancul drept. Acum o minge aceluia și Iacob, dificilă, s-a vrut a fi pentru Jairo, a venit însă foarte bine acolo cu om Damota și a rezolvat orice problemă, respinge mai departe Iacob pentru Mogoș, talonat acolo de Mureșan, va fi aruncare de la marginea terenului, nu, păstată mingea în suprafața de joc de către Mogoș, Iacob din nou cu o evoluție foarte bună și astăzi. Foarte bun în flancul drept jucătorul lui Florin Maxim. Nu este offside la Buș, o minge pasată simplu de Arnăutu. Laurențiu Buș îl așteaptă pe Petre Simon. Schimbă direcția pentru Andrei Hergeligiu. Hergeligiu pătrunde în careu, driblează pe Mureșan. Hergeligiu centrează, respinge portarul până la Arnăutu. Șut cu mult peste a lui Sergiu Arnăutu. O nouă șansă de atac pentru Corvinul acum. Sergiu Arnăutu alunecă la Laurențiu Buș și nu l-a văzut Sergiu Arnăutu. I-a trimis chiar lui acea minge. Laurențiu era însă căzut. Rămân însă sus, așa cum le indică Florin Maxim, jucătorii hunedoare și bine fac. Pun presiune în continuare. Par a avea și poftă de joc, așa cum se vede. Minge acum scoasă de Damota în spate pentru Jairo, lung de linie pentru Laurențiu Buș, foarte bine a încercat Jairo acolo. N-a fost atent însă Laurențiu Buș, era cu spatele la această fază și a cerut scuze pentru acest fapt. Repunere din colțul careului de 6 metri pentru Sănătatea Cluj. Sunt, cred că, 3 modificări pe care le va opera acolo George Florescu în scurt timp. Deocamdată Florin Maxim nu face încă nicio schimbare, deși avansul de pe tabela de marcaj este confortabil. Și din nou, norma cu care ne-au obișnuit jucătorii săi se îndeplinește și în această deplasare. O minge ajuns acum la Dorin Goga. Așteaptă și primește în 16 Olteanu, recuperează foarte bine acolo Giura, ajutat și de Jairo. Giura între doi adversari, vine din spate Olteanu. Mai departe pentru tânărul Paul Denis și o minge respinsă bine de Iacob. Încă o posibilitate de contraatac pentru Corvinul. Sergiu Arnăutu pasă pentru Hergeligiu. Hergeligiu își așteaptă colegii la bara a doua, cum se spune. A încercat să scoată la 16 metri pentru același Sergiu Arnăutu. În dispoziție bună de joc, fostul vârf al Petrolului. Repun repere de la margine alb-albaștri, minge pentru Alexandru Mogoș, pasă ușoară pentru Hergeligiu, care își driblează adversarul direct cu lejeritate. Hergeligiu centrează în fața porții! 5-1 pentru Corvinul. Înscrie din nou Sergiu Arnăutu în minutul 59. Iată că în doar câteva minute Corvinul rezolvă această deplasare de la Jucu. Bravo, bravo.
Da, și până la urmă s-a updatat și tabela electronică de pe micuța arenă Unirea de aici din Jucu. E 5-1, scrisese o bună perioadă de timp, rămăsese înscris 1-3, cele din urmă s-a făcut 1-5, așa cum e și scorul pe tabelă. Iată, sunt goluri marcate în minutele 53, 55 și 59 pentru formația noastră, care înscrie pentru a doua oară în acest campionat de 5 ori. Cred că sunt mai multe modificări pentru sănătatea Cluj. A intrat pe teren, din ce văd, printre alții și Valentin Lemnaru, fost jucător și el la Universitatea Cluj, la Steaua, o perioadă. Dorin Goga rămâne însă pe teren. A ieșit Cosmin Tilincă, veteranul formației gazdă. Olteanu are ceva probleme. Iacob, un șut acum de la distanță care ajunge în brațele lui Denis Moldovan. A fost o execuție venită de la Andrei Ștefan. Și-a făcut apariția pe teren și Kalenbach da Silva, jucător cu numărul 13. Buș schimbă direcția, senzațională pasa lui Laurențiu Buș pentru Andrei Hergheligiu, centrare în fața porții! 6-1 pentru Corvinul, înscrie și Petre Simon. 6 goluri marcate, la fel cum s-a întâmplat în primul meci din acest sezon, jucat pe terenul celor de la Viitorul Cluj. A fost 6-1 atunci pentru Corvinul, acum e 6-1 după 61 de minute aici la Sănătatea Cluj. Teren la Jucu, teren de pe care și metalurgistul Cugir a plecat cu toate punctele după ce a marcat de 7 ori. O triplă schimbare va fi în rândul formației noastre. Adrian Bedea, Antonio Vlad și Antonio Bradu sunt pe partea cealaltă. O nouă recuperare a lui Laurențiu Buș acum. Laurențiu Buș pătrunde în careu, combină cu Petre Simon, lasă bine Simon pentru Buș, șut peste poartă, extrem de aproape de 7-1 acolo Corvinul. Foarte, foarte aproape de a marca din nou. Are dreptate și George Florescu, pe care l-am auzit de pe această parte, spunând că aproape la fiecare atac e gol și trebuie ca elevii săi să se trezească. Și cred că Garuti, Petre Simon și Mogoș sunt jucătorii care vor ieși de pe teren. Intră așadar Antonio Bradu, Antonio Vlad și Adrian Bedea pentru echipa lui Florin Maxim, care a marcat deja de 6 ori aici la Jucu. Sunt curios dacă se vor opri elevii lui Florin Maxim sau vor continua în acest ritm susținut. Un nou gol și pentru Simon, așadar, care se lipește de foarte multe ori și el la reușite pentru echipa noastră. Este în mare formă, jucătorul care aparține de UTA. Simon a oferit o pasă de gol și în runda precedentă. De asemenea, a și marcat atunci și cred că este la cota, sper să nu mă înșel, la cota 8 pentru formația noastră. În orice caz, se resetează contorul, dacă îmi permiteți această exprimare, pentru mai mulți jucători, pentru că și Laurențiu Buș și Sergiu Arnăutu se numărau printre fotbaliștii care au marcat de mai multe ori în acest sezon. Oricum, cu aceste 6 reușite înscrise pe tabelă, Hunedoara ajunge la, atenție, 43 de goluri marcate în campionat și are în acest moment cel mai bun atac din toate cele 100 de echipe din Liga 3. Bedea calcă o minge pentru Iacob,
putea pasa Iacob spre bara a doua la Laurențiu Buș. A vrut să marcheze și el, iar acum este nevoit să se retragă până în defensivă. Da Silva, un alt jucător mai exotic pentru plaiurile noastre, încearcă să-i fure mingea lui Arnautu. Arnautu a încercat să-i paseze lui Bede, a deschis însă foarte bine jucătorul Devean un flanc acolo pentru Iacob. Centrarea lui Bede l-a vizat pe Laurențiu Buș. În corzi cei de la Sănătatea Cluj, o echipă numărată, cum se spune. La fiecare fază Corvinu lasă impresia că poate marca. Arnautu încearcă să lanseze pe Antonio Bradu, reține în cele din urmă portarul celor de la Sănătatea Cluj. Dar a doua deplasare în acest campionat în care Corvinul marchează de 6 ori după cea din chiar prima etapă, atunci când Corvinul a punctat de atâtea ori tot aici în județul Cluj, pe terenul celor de la Viitorul Cluj. A fost atunci primul meci oficial al ardelenilor la nivel de Liga a 3-a. 5 goluri au fost marcate și la Alba Iulia în acea victorie clară cu 5-0, formație care ne va vizita săptămâna viitoare la Hunedoara. Bedea trece cu lejeritate mingea peste adversarul său direct. Laurențiu Buș a trecut acum pe partea dreaptă, iar în flancul stâng a venit Hergelegiu. Giura, acolo la mijlocul terenului, Da Silva țintește și pasează foarte bine pentru Denis Paul. În duel cu Damota trebuie să aibă grijă brazilianul nostru. Minge pentru același Da Silva. Da Silva în 16 metri, se precipită puțin în această fază de atac și este lovitură liberă, cred. Lovitură liberă pare, da, într-adevăr, lovitură liberă dictată de centralul acestei întâlniri și nu penalti, cum s-ar fi așteptat jucătorii gazdelor. A fost o intervenție ușor neatentă a lui Iacob, acum când am intrat în minutul 67. O lovitură liberă destul de periculoasă pentru gazde, o minge care este așezată aproape de linia de 16 metri. Teoretic am putea vedea o execuție în forță, pentru că e destul de dificil să ridici mingea peste zid de la o distanță atât de mică. Să vedem însă. Execuție într-adevăr în forță în Iacob, cred că a fost șutul lui Oltean, cel care trimite spectaculos pe spate acolo și respinge în corner Jairo. Nu avea altfel cum să procedeze la această fază. Așadar, merită repetat încă o dată, sunt 43 de goluri marcate de Corvinu în cele 12 jocuri disputate, mă rog, aproape 12 jocuri disputate în acest campionat. Victoria cu numărul 11 pentru echipa lui Florin Maxim, cu certitudine, de data aceasta la Jucu. Da Silva repune de la marginea terenului. Nu le rămâne jucătorilor lui Geo Florescu decât să încerce să atace, să mai reducă din proporțiile scorului, dacă acest lucru le va fi la îndemână în timpul rămas. A fost practic un iureș al echipei noastre, care a marcat, iată, de 4 ori într-un interval de doar 8 minute. Mai rar se întâmplă astfel de lucruri, chiar și la acest nivel la Ligii a 3-a. Giura a vrut să îl prindă în față, avansat pe Iacob. Da Silva în duel cu Arnautu. Da Silva încearcă o minge pentru tânărul Denis Paul. Are duelul său direct acolo cu Damota. Minge scoasă din nou la 16 metri pentru Da Silva, sare peste minge și un șut care trece cu mult peste poartă. A fost o execuție a unuia dintre jucătorii veniți de pe banca de rezerve. Că Țăranu a fost cel care a trimis peste la această fază. A fost acele trei modificări care au venit practic în
exact în momentul în care Corvinul reușea să marcheze pe bandă rulantă. O nouă minge acum în față pentru Iacob. Centrarea lui Iacob îi viza pe Arnăutu sau Buș. A ajuns în brațele lui Cotârlă. Da Silva așează mingea frumos la mijlocul terenului. Pasează din nou acolo cu Andrei Ștefan. Mingea se întoarce în defensivă. Sălușii mai departe pentru Denis Paul, controlat puțin la glezne de Damota, duel între Da Silva și Antonio Bradu. O minge la mijlocul terenului pe care putea să o intercepteze Bedea. Foarte bine au schimbat acum direcția până în flancul stâng jucătorii lui Florescu. Centrarea lui Darius Mic trece însă cu mult peste și unul dintre copiii de mingi aflați în spatele porții, nevoit să o culeagă de undeva din afara stadionului. 20 de minute legate au mai rămas din timpul regulamentar la această întâlnire dintre Sănătatea Cluj și Corvinul. Iar Sănătatea Cluj este echipa care are cea mai slabă defensivă, 36 de goluri primite în acest moment. Damota schimbă bine pentru Bedea într-un moment în care toți jucătorii erau concentrați pe flancul drept. Bedea pătrunde în careu, este agățat, nu se dă nimic la această fază. I-a făcut semne centralul întâlnirii lui Bedea că a cerut cam prea ușor o lovitură de la 11 metri. Este vorba de George Roman din Timișoara. O brigadă tânără, vă reamintesc, s-a pus ceva presiune asupra ei în finalul primei reprize cu acel gol al lui Mogoș, care până la urmă s-a dovedit a fi din poziție regulamentară. Andrei Ștefan acum, o pasă rapidă cu călcâiul, mingea ajunge de la Pașca la Da Silva, din nou Ștefan, Da Silva trimite lung și mingea ajunge în brațele lui Moldovan. A fost o execuție a lui Lemnaru, dacă am văzut bine. Da. Moldovan fără prea mult de lucru în această partidă, cu excepția acelui gol la care n-avea ce să facă, e drept. A fost o execuție foarte frumoasă a lui Zărnescu, un șut de la 16 metri în vinclu. Herghiligiu, Laurențiu Buș, talonat acolo de celălalt purtător al banderolei, este vorba de Sălășii, câștigă în cele din urmă fundașul Sănătății, care a fost și împins de Laurențiu Buș. Nu rămân foarte multe lucruri de spus atunci când tabela arată un astfel de scor, 6-1 pentru Corvinul. Probabil ați sesizat și dumneavoastră că pe teren nu se mai află nici Dorin Goga, fostul jucător al Universității Cluj și al Politehnicii Timișoara, care a luat loc pe banca de rezerve. A fost activ în prima repriză, însă, evident, atât cât se poate, la cei 37 de ani ai săi, tot 37 de ani are și Valentin Lemnaru și antrenorul Florescu, 42 pentru Cosmin Tilinca, asta spre deosebire de exemplu, Denis Moldovan, care are doar 17 ani. Fault acum dictat asupra lui Antonio Bradu, optarul nostru pasează rapid pentru Herghelegiu, cu spatele la poartă, combină cu Arnăutu, Arnăutul găsește pe același Herghelegiu sau încearcă să-i retrimită mingea. Sunt câteva trasee pe care le urmărește Florin Maxim cu siguranță la acest scor, dar trebuie spus că până ca scorul să capete proporții a fost acel atac superb finalizat de Laurențiu Buș, apoi cel al lui Simon, astfel că cred că din acest punct de vedere Maxim se poate declara mulțumit de modul în care a circulat mingea în atac. Antonio Vlad combină acolo din aproape în aproape hunedorenii, Claudiu Giura coborât în defensivă odată cu ieșirea lui Rafael Garuti, Jairo pentru tânărul Denis Moldovan, o minge în flanc greșită pentru Iacob. Repune repede de la margine gazdele, recuperează Iacob, Giura ridică mingea pentru Adrian Bedea, Antonio Vlad degajează până la Andrei Ștefan, o minge care se vrea a fi acum pentru tânărul Paul Jairo, cu puține emoții în spate către Denis Moldovan, care am impresia că trebuie să fie un pic mai decis pe unele ieșiri și în rest lucrurile stau bine și pentru el, un jucător care la vârsta lui arată foarte bine, are un fizic demn de luat în seamă. Laurențiu Buș a călcat super pentru Damota, centrarea lui Damota se lipește mingea de Arnăutu, care însă are nevoie de o preluare în plus și permite lui Darius Mic să recupereze.
A atins acolo mingea și Câmpean, jucător intrat în locul lui Dorin Goga. Câmpean, Antonio Bradu, atenție la astfel de faze. Andrei Ștefan, mingea sare cu noroc la Hergelegiu, șutul lui Hergelegiu spre colțul lung. L-a prins însă pe poziții, pe cotârlă și rămâne în continuare 6-1 pentru Corvinul. Hergelegiu, chiar golgheterul echipei, n-a reușit astăzi să-și treacă numele pe lista marcatorilor. Vine bine din defensivă din nou Iacob, recuperează multe cadouri făcute de defensiva sănătății, mai ales în repriza secundă. Jairo, Antonio Bradu, mai departe pentru Antonio Vlad. Mai lipsește să intre și celălalt Antonio din lotul echipei noastre, cel care, culmea, chiar acum se dezechipează, Antonio Dumitru. Damota poate urca mai liniștit în această repriză secundă la acest scor. Laurențiu Buș, centrarea lui Buș cu stângul, fără prea multe probleme pentru jucătorul Sănătății Cluj. Recuperează din nou Laurențiu Buș și el aflat într-o dispoziție bună astăzi, multă poftă de joc. Da Silva a încercat să-i treacă mingea printre picioarele lui Antonio Bradu. Foarte bine scoate Antonio Bradu pentru Claudiu Giura. Arnăutul lasă pentru Hergelegiu, care cred că se afla în offside. Andrei Ștefan mai departe pentru Câmpeanu. O minge pentru Olteanu, s-a vrut a fi, a ieșit bine acolo Antonio Vlad. Bedea așteaptă un coechipier, îi pasează lui Antonio Bradu și calmează foarte bine jucătorii lui Maxim. Iacob. Antonio Bradu pentru Bedea. Multe pase în propria jumătate pentru Corvinul. O greșeală acum a lui Iacob. Recuperează până la urmă. Damota pentru Jairo. Același Damota coboară între linii încă o dată Claudiu Giura, foarte bun și astăzi la mijlocul terenului, un jucător care aleargă foarte mult, ocupă multe spații. Bede acum, același fuleu al lui Iacob pe flancul drept, foarte, foarte rezistent acest Iacob, care meciul trecut a părăsit terenul accidentat, s-a refăcut în această săptămână și iată-l prezent pe teren. Nu sunt multe absențe în 11-le lui Florin Maxim. Ovidiu Trășcan, vă spuneam, este în continuare accidentat și Lefter, care a avut ceva probleme. Un meci însă foarte ușor pentru colegul său, Denis Moldovan. Laurențiu Buș va fi însă o nouă schimbare pentru formația noastră. Antonio Dumitru este cel care va intra pe teren pentru ultimele 14 minute din timpul regulamentar, chiar 13, înlocuit Claudiu Giura, despre care vă vorbeam adineauri. Antonio Dumitru, un jucător cu un profil ceva mai ofensiv, dar poate cu un fizic care nu se asemănă celui lui Claudiu Giura, un jucător mai bătăios la mijlocul terenului. De această speță se ocupă însă Antonio Bradu, un alt jucător care aleargă mult, are disponibilitate la efort, jucător care aparține de Rapid. Antonio Vlad, mereu cu capul ridicat, îi pasează lui Moldovan. Reprimește Antonio Vlad acolo. Arnăutu, Bedea întoarce riscant până la Moldovan. Mingea sare acolo. Cele din urmă, golkeeperul Hunedoarei înalță balonul. Da Silva, mai departe, solo și o greșeală a juniorului celor de la Sănătatea Cluj. Damota pasează pentru Hergelegiu. A fost tras de tricou acolo Damota. Da, cred că se putea da foul, dar a lăsat jocul să continue centralul acestei întâlniri. A intervenit oricum destul de mult în acest joc. O minge complet greșită, trimisă acum de Ștefan. Damota vinde cam ușor această minge, un balon care ajunge în cele din urmă la Oltean, centrare în blocajul lui Damota, care s-a repliat foarte bine. Și dacă Corvinul va juca pe teren propriu cu Unirea Alba Iulia, runda viitoare, cea cu numărul 13, Sănătatea Cluj va juca pe teren propriu cu Arieșul Turda. Ah.
corner executat scurt de Da Silva până în marginea careului de 16 metri. Atent trebuie să fie Damota acolo. Da Silva, un duel interesant între doi jucători de aceeași origine. Un șut acum pe lângă poartă. Se ducea bine acum șutul lui Solăși. Uitat în minutul 80 al acestei întâlniri. În continuare, Sănătatea Cluj, Corvinul Hunedoara, 1-6. Un forcing al echipei noastre în debutul reprizei secunde. Au marcat Buș de două ori, Arnăutu la fel în două rânduri, Mogoș și Petre Simon, ultimii doi pe lista marcatorilor și în runda precedentă cu Arișul Turda. Iată, sunt 9 goluri marcate de Corvinul în ultimele două întâlniri. Laurențiu Buș în duel cu celălalt capitan. Vine din spate, practic. Laurențiu Buș câștigă această minge, pasează cu Hergelegiu, care încearcă să întoarcă acolo. Doi adversari au venit asupra lui Hergelegiu, aproape de a-i dribla pe ambii. O nesincronizare acolo în defensiva Sănătății Cluj. Se vede însă clar diferența de valoare. Penultima clasată, vă reamintesc, Sănătatea Cluj înaintea acestui joc. Va rămâne pe această poziție și după această confruntare cu Corvinul. Antonio Dumitru, Arnăutu, calmează bine jocul. Jairo, mai departe pentru Bedea, liber în flanc Andrei Hergelegiu. Nu știu cât e pe plac lui Damota această suprafață de joc, fiind unul dintre cei mai tehnici jucători din lotul lui Florin Maxim. Se limitează la a pasa de cele mai multe ori în lateral sau în centru apropiat către colegii săi, iar atunci când îi se permite urcă în flancă. Jairo, cu un moment de respiro, oferă un moment de respiro echipei sale. Mai sunt ceva mai bine de 10 minute dacă luăm în calcul și timpul suplimentar care va fi alocat pentru această întâlnire din ce în ce mai rece aici la Jucu, chiar dacă am avansat așa, au trecut orele de la momentul în care noi am ajuns aici. Jairo, Bradu, Antonio Dumitru, mai departe, urcă cu mingea la picior. Antonio Dumitru o pasă un pic cam în spate pentru Iacob, care îl așteaptă pe Antonio Dumitru să se demarce. Un jucător la care Florin Maxim ține destul de mult, Antonio Dumitru, pe care îl ia de multe ori sub aripă în timpul antrenamentelor pentru a explica multe lucruri. Este și el un jucător tânăr care are multe de învățat de la un jucător care a luat și el în bandă, Florin Maxim. Iacob în spate pentru Antonio Vlad. Interesant de spus, Antonio Vlad a intrat în această repriză secundă, are echipamentul imaculat, semn că nu s-au purtat prea multe atacuri pe partea sa, nu a fost implicat în prea multe dueluri directe, om la om cu adversarul. Depășit Damota de tânărul Paul Denis, vine foarte bine acolo Antonio Bradu. Damota degajează puternic până în centrul terenului. Laurențiu Buș a încercat o pasă din prima, Arnăutu pleca spre poartă, fără doar și poate Hergelegiu. Dar Silva, o minge foarte aproape acolo de linia de 16 metri și un șut al lui Pașca cu multă peste. A fost o reluare modestă. Nu se grăbește acolo moldovan. Bedea. Flavius Iacob îl are aproape pe Antonio Dumitru. Îi pasează acestuia în flanc. Dumi, cum este alintat de colegi, ține bine de minge. Îl are aproape și pasează lui Antonio Bradu. Mai departe pentru Bedea. Bedea schimbă direcția pentru Hergelegiu, vine însă, atenție, la această fază, Damota din spate. Damota pătrunde în careu și obține o lovitură de la colțul terenului, deși pierduse prin planul în fața lui Pașca. Foarte bun și efortul lui Damota astăzi din postura de fundaș stânga. Mai pregătește o schimbare maximă, îi va da minute lui Lupușor. Din nou Hergelegiu la marginea terenului cu această lovitură de la colțul terenului.
Hergelegiu trimite pe lung, bară din nou, șuta lui Arnăutu ratată, execuția lui Arnăutu, a fost bara lui Antonio Vlad, a doua bară pentru Corvinul. Foarte bine a venit acolo Antonio Vlad, a trimis bine în transversală și apoi o execuție ratată pentru Arnăutu, care a avut posibilitatea unui hat-trick în tricoul Corvinului. Să vedem cine va ieși de pe teren pentru a-i acorda minute lui Lupușor. Și cred că a fost într-adevăr ultima atingere de balon pentru Laurențiu Buș. Într-adevăr, Laurențiu Buș cu o dublă astăzi, capitanul formației noastre, în minutele 5 și 55. Sunt golurile 6 și 7 din acest campionat pentru Laurențiu Buș, care a predat banderola lui Andrei Hergelegiu. Singurul jucător din trioul ofensiv al echipei noastre care nu a marcat astăzi, a avut însă oportunități destul de clare de a o face, la fel ca Arnăutu, la limita offside-ului acolo Sebastian Lupușor a fost scos însă de offside de doiarul celor de la Sănătatea Cluj. Lupușor centrează pe bara a doua, vine Pașca acolo, foarte aproape de intercepție Hergelegiu, Arnăutu depășit de foarte activul Denis Paul, un jucător interesant, mărturisesc, la cei 16 ani săi. Antonio Bradu întoarce în spate pentru Bedea. Trebuie să calmeze Bede, așa și face. Pasează chiar în defensivă pentru Antonio Vlad. Din nou o minge de urmărire pentru Sebastian Lupușor, juniorul Corvinului, acolo în duel 1-1 cu adversarul său direct. Îi trece mingea printre picioare acestuia, cere un fault în marginea careului. Elegant gestul lui Lupușor, care, iată, primește minute pentru prima dată după o lungă perioadă de timp. La acest scor e și normal ca jucătorii mai tineri din lotul lui Florin Maxim să prindă minute. Are timp, de ce nu, să forțeze chiar și un gol astăzi. Damota, Hergelegiu, pasă din prima pentru Arnăutu, care a coborât foarte mult astăzi în linia mediană pentru a culege mingi, de cele mai multe ori cu foarte mult folos. Sergio Arnăutu, Bedea. E practic misiune îndeplinită pentru Corvinul, care a avut doar câteva minute de ceva indecizie, aș putea spune, în rest nicio problemă în această deplasare de la Jucu. Un șut agățat acolo de Denis Moldovan, care se mai încălzește și el la această fază. Un șut care mergea bine sub bară. 87 minutul indicat și pe micuța tabelă electronică de aici de la Jucu. Corvinul conduce cu 6-1 după reușitele lui Buș de două ori, Arnăutu la fel și el cu o dublă, Mogor și Simon pentru gazde a marcat Zărnescu în minutul 12. Da Silva centrează într-o zonă în care se afla doar Hergelegiu, Damota prelungește, se iese la offside acolo, o minge care ajunge din nou în brațele lui Moldo, care putea să se grăbească și să surprindă echipa adversă pe contraatac, era liber în această zonă Hergelegiu. Bradu, o nouă minge trimisă pentru viteza lui Sebastian Lupușor acolo, repunerea de la marginea terenului pentru Corvinul. Lupușor încercat pentru Antonio Dumitru, Antonio Bradu acum încearcă să schimbe direcția de atac a Corvinului, n-a fost însă cu succes. Da Silva în duel acolo cu Bedea, bine, vine din spate Antonio Dumitru. Damota dă drumul la alunecare, însă mult prea repede pentru această fază, vine însă în sprijinul său Andrei Hergelegiu, care se informează, îi pasează în apropiere lui Jairo, mai departe Câmpeanu. Posibilitate de a ieși din nou pe contraatac pentru Corvinul, nici vorbă de offside pentru că Arnăutu a plecat din jumătatea proprie, răbdător însă Sergio Arnăutu ține de minge bine, îi poate pasa lui Bedea, în continuare în posesie Arnăutu, mai departe Adrian Bedea s-a grăbit, Hergelegiu era lipit de tușă, trebuie să-și refacă greșeala Bedea, vine în apărare, îl talonează pe Da Silva, o minge care se putea întoarce cu ceva noroc la Oltean, Jairo. Mai departe pentru Damota, în offside Hergelegiu la această fază, de-abia acum este în linie cu fundașul central. Antonio Bradu plimbă mingea de pe flancul drept, de pe flancul stâng pe cel drept, Hunedoreni. Mai departe același Antonio Vlad. Hai să
Arnăutul minge pentru Jairo. Trec minutele, ne apropiem de ultimul minut din timpul regulamentar. Nu cred că există motive întemeiate să vedem și mai multe minute suplimentare, având în vedere scorul care e pe tabelă în acest moment. 6-1 pentru Corvinul. O victorie mult, mult mai simplă poate decât ne așteptam după începutul de meci, nu neapărat privind afișul pe ansamblu al acestei întâlniri, având în vedere că totuși Sănătatea Cluj e echipă clasată pe penultimul loc al seriei, o echipă care a primit foarte multe goluri pe teren propriu și iată că și de data aceasta nu se dezminte echipa lui Geo Florescu. O minge respinsă cu capul de Antonio Vlad pentru Antonio Dumitru, care îl lansează pe Sergio Arnăutu. Posibilitate din nou de atac periculos pentru Hunedoara. Minge pentru Antonio Dumitru. Gol! 7-1 pentru Corvinul Hunedoara. Înscrie în minutul 90 Antonio Dumitru, omul cu pasa de gol Arnăutu. Tânărul Antonio Dumitru marchează și el și egalează practic rezultatul pe care l-a înregistrat Sănătatea Cluj în meciul cu Metalurgistul Cugir. Ergheliciu acum, o minge pe care încearcă să o recupereze Adrian Bedea în duel acolo cu Da Silva. Scorul campionatului egalat, după ce a fost stabilită runda precedentă de Metalurgistul Cugir, scorul campionatului a fost egalat acum de Corvinul, care marchează cele mai multe goluri din acest sezon. A mai reușit să marcheze 6 goluri și într-o altă deplasare la Cluj, cu Viitorul Cluj, în chiar prima etapă. Acum e 7-1. B de acum, din nou în flancul drept, aleargă Antonio Vlad, plecat din defensivă pentru a susține atacul hunedorenilor, dacă mai era nevoie de acest lucru, având în vedere că totuși pe tabelă s-a marcat de 7 ori, vă reamintesc. Și e fluier final aici la Jucu, 7-1 pentru Corvinul, așadar cea mai clară victorie a sezonului pentru echipa lui Florin Maxim, o dublă a lui Arnăutu, încă una a lui Buș, apoi Mogoș, Simon și Dumitru au marcat de-a lungul celor 90 de minute. Noi ne reauzim săptămâna viitoare când vom întâlni pe teren propriu Unirea Alba Iulia în etapa 13-a. Toate cele bune! Bă, când am salvat ăla cu... Când am salvat aia cu...